Bun găsit, bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Panorama. Este marți, doamnelor și domnilor, avem foarte, foarte multe evenimente, foarte multe lucruri, situații de comentat. Cred că informația de ultimă oră și extrem de importantă este cea care se referă la întâmplarea urâtă din Ucraina. Mai exact, unii au aruncat în aer barajul de pe Nipru de la Zaporojie. Acolo este o centrală nucleară, iar acea apă din barajul care a fost aruncată în aer era folosită și la centrala nucleară. Să știți că din Roman până la Zaporojie, în regiunea Herson, sunt sub 700 de kilometri, 650 din câte am calculat eu, așa pe direct, dacă e să o luăm pe șosea, ne ducem undeva la încă 200 de kilometri, 300 de kilometri în plus. Așadar, cred eu că este informația zilei fără doar și poate și cred că ar trebui cumva să ne gândim la ce se poate întâmpla, fără a ne panica, bineînțeles. Asta, să nu uităm că au mai fost situații de genul ăsta, Cernobâlul, n-am uitat de el și cred eu că mulți dintre ei noștri au avut de suferit de pe urma acelui accident nuclear de la Cernobâl. Bineînțeles că pe plan național, pe plan local avem proteste ale profesorilor, cadrelor didactice și nedidactice și avem un protest nou al polițiștilor. Să știți că în această dimineață au intrat, să zicem așa, într-o zona protestelor și polițiștii din Neamț, lucrătorii sindicatului de poliție Diamantul. Din poliția română Diamantul au apelat la o metodă inedită, dar inedită pentru Neamț, că a mai fost pusă în practică undeva prin Mureș, și anume lucrătorii de la secția de poliție Ștefan cel Mare au mers și au donat sânge. Știți ce înseamnă asta? Când donezi sânge, legea prevede obligatoriu că ți se oferă o zi liberă, iar când primești o zi liberă, nu te mai duci la serviciu, bineînțeles. Asta ce înseamnă? Că acea secție, activitatea în acea secție, va fi blocată în cursul zilei de astăzi. Deci cei care vor suna la 112 și vor avea probleme în zona respectivă, vor cere ajutorul polițiștilor, nu vor mai avea cui să-l ceară. Probabil că cei din conducerea IGP-ului o să trimită la fața locului sau o să suplinească cumva, să găsească soluții și o să-i trimită pe alți polițiști din alte zone sau, așa cum s-a întâmplat în alte părți, poate chiar șefii să intervină în astfel de situații. De ce protestează polițiștii? Răspunsul este simplu. Protestează împotriva creșterii vârstei de pensionare. Nu vor să iasă la pensie la 65 de ani, considerând că ei muncesc mult și merită să iasă în continuare la 45, iar după ce ies la 45 să se ducă, bine mersi, unde? Nu în privat, că privat este greu. Se ducă în partea cealaltă, adică tot la ei, la buget. Unii pe la prefectură, alții pe la Consiliul Județean și bolnavi, unii care au și la pensie picați de boală. Alții se ducă pe la privat, dar în zone frumoase. Știți, de exemplu, în Roman, polițiști din Roman, care au ieșit la pensie, că le-a fost greu, au obosit la 45, 46, 47 de ani, lucrează acum pe la poliția locală, șefi, pe la societăți de transport persoane care au legătură cu primăria, iar mai nou, dar o să căutăm informația asta, să o confirmăm, un mare ofițer de poliție care s-a pensionat și el lucrează la o firmă de construcții care are foarte multe balastiere. Pe noi când țipam aici despre balastiere și ce fac ele pe Moldova, țipam în van, că vă dați seama că domnul polițist, care a avut o funcție importantă la nivel de Roma și nu numai, pe credeți că el era interesat că se fură balast sau că la nu știu ce, din moment ce el s-a angajat acum tocmai acolo. Dar despre toate aceste lucruri vom discuta împreună cu Alex Disor, pe care îl salut. Alex, salut. Bine te-am regăsit. Da, am atins așa în mare, zic eu, subiectele pe care vrem să le discutăm în cadrul acestei emisiuni. Sunt multe și mărunte, adică nu mărunte, vorba vine și mărunte, sunt multe și încercăm să le cuprindem pe toate, pentru că iată, se întâmplă lucruri răte, cel puțin nenorocirea din Ucraina. Să știi că eu nu am urmărit de mult timp, de la începerea războiului, dacă se aduce aminte, au apărut tot timpul știri, pentru că aia e zona ocupată de ruși. Au apărut știri că, uite, că nu mai este alimentată centrala cu apă, că rușii trag în zonă, că se duc lupte, că este riscul de explozie, etc. Și iată ce au făcut acum deștepții ăia, niște nenorociți de altfel, au aruncat în aer barajul ăla de pe Nipru și cred eu că situația este destul de gravă, lăsând la o parte faptul că, din câte am văzut, deja s-a dat ordin de evacuare. Deci naval de baraj, e un baraj care ține o cantitate destul de mare de apă, dar probabil că în cursul zilei de astăzi o să sece. Acum nu știu ce înseamnă asta pentru centrala aia atomică și cât de mult ne-ar putea afecta, pentru că suntem destul de aproape de ei, să știi. O să aflăm. Dacă nu o să aflăm din știrile care vin din zona Ucrainei, o să simțim pe pielea noastră peste ceva vreme.
nimeni nu știe peste câtă vreme și oricum mi se pare oarecum incorect să semănăm panică, pentru că știi foarte bine că atunci când vine vorba despre războaie, pandemii, dezastre nucleare, cutremure, lumea se sperie mai mult decât ar trebui în momentul respectiv. Și atunci, eu zic că informațiile sunt deocamdată venite din prea multe părți și poate pot părea contradictorii și că e bine să-i lăsăm pe specialiștii în centrale atomice și nucleare. O să ne explice în cursul zilei de astăzi. Cred că e prea de dimineață pentru asta. Să se trezească întâi. Corect, dar da. Informația, mai ales dacă ori fi și mini-vacanță. Informația este reală. Cele două tabere se acuză reciproc. Ba că aia au aruncat baraj. Bine, întotdeauna cele două tabere se acuză reciproc. Dar... așa au făcut. Asta e strategia de comunicare în aproape orice mulțumim, confruntare. Da? Iată și Breșan baraj. Îmi prezintă na, Alex. Na. E greu de crezut că e motiv de panică deocamdată. Dar noi trebuie să înțelegem că războiul ăsta n-a început ieri și nu se va termina mâine. Și trebuie să înțelegem că pot apărea probleme extrem de grave oricând la absolut centrala da, respectivă și nu numai. Eu m-am așteptat la chestiuni de genul ăsta, însă ceea ce spuneai și tu sunt de acord, nu în niciun caz nu intenționăm să panicăm. Unul la mână, doi la mână, eu cred că după ce s-a întâmplat la Cernobâl, măsurile de siguranță sunt mult mai bune aici. Corect. Adică au luat în calcul și situația în care n-ar mai avea apă, barajul, s-ar... Plus că în vorba unora, să aduce aminte... casetofoanele și magnetofoanele rusești de odinioară, despre care se spunea că n-au moarte. Eu sunt convins că ce s-a făcut acolo și în Rusia și în Ucraina sunt lucruri care rezistă cât de cât. Ele sunt făcute așa, într-un fel, din alea de le dărâm foarte greu. Adică prefer să mă gândesc că, așa cum erau casetofoanele alea de răscăpai de la etajul 4 pe caldarâm afară și nu pățeau nimic decât le săreau un pic plasticul. Deci o caștanu era rusesc? Parcă da. Rostov și ce mai avea mai iac, dar nu așa. Așa. Ei, lasă-mă să cred că și centralele atomice nucleare sunt la fel de durabile. Hai să mergem pe ideea asta. Da? Cel puțin așa, la cert început de săptămână de lucru pentru unii, la mijloc de grevă pentru alții. Păi nu prea avem hai să ne gândim la din astea. Vești bune, protest în dimineața asta, cum spune la secția de poliție din Ștefan cel Mare, județul Neamț, bineînțeles. Asta e, protestul ăsta de la secția de la Ștefan cel Mare, eu îl văd ca pe o șobolăneală, știi cum se spune la noi? Adică, bă, nu intrăm în grevă pe bune, ducem, donăm n-au sânge, voie, că uite n-au voie că să legea, grevă. Știi că uite că legea ne permite să nu știu ce, dar tot o șobolăneală este. Uite, facem o faptă bună, dar noi de fapt protestăm într-un fel. Plus, nu putem pune vreun fel legal între temele pentru care își doresc să protesteze polițiștii și temele pentru care protestează cei din învățământ. Nu se poate pune egal sub nicio formă între faptul că niște oameni care se angajează azi în învățământ iau un salariu din care nu-și permit să trăiască. Și faptul că niște polițiști consideră că obosesc la 40 ceva de ani și că ei au altfel de sânge în vene și că ei nu trebuie să lucreze până la 60 ceva de ani ca prostimea care le plătește salariile. Adică să mă ierte Dumnezeu, dar când e vorba de polițiști, procurori și tot neamul lor, mă ia așa un pic de la stomac. Știi? Mie mi se pare corect ca omul care are 40 ceva de ani să nu fie nesimțit în primul rând. Și să nu spună, vă leu, mă dor șalele și nu mai pot să muncesc. E o minciună sfruntată, noi suntem exact în categoria aia de vârstă și sunt convins că mai putem munci slavă Domnului multă vreme. Și chiar bine, unii ar spune, dar voi dați din gură și mâncați ciuperci la televizor, voi nu asta fugiți se vede după infractori. Da? Că sunt din ăștia, și voi ați fugit vreodată după infractori? E, aici replica acum poate fi, dar jumătate din voi la câtă burtă aveți, nu puteți să fugiți oricum. Dar nu fug toți după infractori, că ea din birou, de exemplu, da. Contabilul care lucrează la poliție, păi, are aceleași drepturi ca și polițistul din stradă, ceea ce nu este corect. Cum poți să pui, dar cum poți să vii tu lucrător de birou din poliție și să spui, dar eu vreau să mă pensionez la 40 ceva de ani, că eu am obosit de la munca de birou, când alți oameni care fac munca de birou se pensionează la 60 și. Adică, ce e asta? Eu la un astfel de protest mă ajunge la ei și le spune, bă, nu-ți mai place să muncești în poliție, da, du-te. Vira. Mergi când liniștit, vira, du-te, fă ce vrei tu, dar îți dai demisia. Și pleci liniștit, nu e nicio problemă. Deci unde vrei tu, să faci tu o firmă, muncești la o balastieră, te faci șofer de microbuz. Treaba ta. Dar sau pleacă. Conduci poliția locală. Du-te, fă ce vrei tu.
Deși nu este corect. Nu e corect, asta, asta funcționează pentru corectă. Poliția locală nu e subordinea MEI-ului, că altfel nu te mai duce tu să conduci. Ba da, dar nu de condus. Uite, îți dau exemple. Mă refer la faptul că structurile se subordonează în general primăriilor. Dar, absolut, poliția locală, dar vreau să spun că în țară și în județul Neamț avem o groază de exemple de polițiști care s-au pensionat, unii pe caz de boală și în momentul ăsta lucrează la prefectură și Consiliul Județean Neamț. Deci ăla pleacă, pleacă din sistem la 44 de ani, da, cu pensii babană și că s-a îmbolnăvit, că doare spatele sau mai știu ce boală are și se angajează unde? Tot în sistem, tot la buget. Și atenție, în cadrul aceluiași minister, că prefectura ține de Ministerul Afacerilor Interne. Și pe de altă parte se duce ca unic candidat la concursul respectiv, că nu știu cum nimerește, că niciodată nu-s doi. Dar nici măcar nu au, că sunt din ăștia consilieri, angajați pe așa, șef de cabinet. Se mai duc prin detașare unii alții, se fac o grămadă de combinații. Dar și ce mi-a spus ministerul, vorba aceea, ministerul, apropo de situația de la Neamț, a unui polițist care s-a pensionat pe caz de boală, nu știu ce boală avea, deci omul era bolnav, de asta n-a mai stat în sistem, în poliție. Uh-huh. A plecat cu o pensie bună, foarte bună, și ce care s-a angajat la prefectură. Și am solicitat un punct de vedere de la minister să spun dacă este corect. Mie nu mi se pare corect, adică și mi s-a răspuns că legea nu prevede interdicția de... Păi dacă ție minister, ți se pare normal ca unul care a plecat de la tine, de că e bolnav și l-angajezi pe partea cealaltă, că este desănătos, înseamnă că în țara asta e posibil absolut. Eu răspunsul ministerului îl văd oarecum asemănător cu răspunsul lui Ciucă atunci când a fost întrebat de pensie versus salariu. Că, bă, dacă se schimbă legislația din domeniu, ce faci? Și el ce era, o să mă gândesc la momentul respectiv, știind foarte bine că legislația din domeniu nu se va schimba. La fel și ministerul ți-a răspuns la fel. Bă, nu prevede legea, dar ei știu că legea nu zice nimic, dar nici nu o să o schimbe vreodată. Că poate și ministerul ăla sunt niște oameni care vor să profite de aceste găuri din lege care sunt realizate în mod absolut intenționat, ca să fim un pic sinceri. În absolut orice domeniu legal sunt lăsate anumite portițe. Uite, Arsene, că tot am vorbit de el, de ne-am plictisit. El n-ar fi putut să fugă niciodată în Italia dacă legislația din domeniu nu era cum e. Da? Existau pârghii prin care, odată cu începerea procesului, el să aibă niște restricții de circulație, să fie într-un consemn. Mai ales în perioada fix dinaintea pronunțării. Adică, bă, știi? Statul român încearcă să ne dea nouă impresia că e alcătuit din proști. Eu așa o văd. Ei nu sunt proști, ei sunt șmecheri. Și noi ne uităm la ei și zicem, băi, dar ce proști ne conduc. Statul nu este alcătuit din proști. Proștii trebuie să-i conducă în altă parte. Statul român ne dă impresia asta, știi? Și noi comentăm așa pe la corțul. Uite, ce prost e ăla. Dar ăla nu-i prost deloc. Și chiar dacă este prost, are o șleactă de consilieri în spate care îl fac să nu fie prost. Sau care îl trag de mânecă și spun, bă, vezi că așa, știi? Iar statul român, prin așa zi și proști, că așa-i credem noi, și care de fapt sunt foarte șmecheri, pregătește niște legi de-a lungul timpului, astfel încât să-și facă bine lui, oamenilor lui și așa mai departe. Iar noi ne uităm pe la colțuri, ce prost e ăla. Când de fapt proștii suntem noi. Absolut, pe de asta ziceam că trebuie să-i căutăm în altă parte și îi găsim într-o altă zonă. Uite, treaba asta cu învățământul. Nu s-ar fi ajuns la grevă generală niciodată în vecii vecilor dacă guvernanții ar fi zis, bă, a zis Iohannis de proiectul România Educată. Hai bă, să-l facem. Bă, bune să-l facem, știi? Adică să alocăm din PIB cât trebuie, să ne dăm minim 6%, să fie aia, să verificăm școlile, să aibă de toate, să nu-și facă niciodată nicio școală griji despre dotări, consumabile, energie. Bă, aveam școli în județul Neamț la care s-a tăiat curentul. Mi se pare nebunia nebunie. Cum să stai tu, om, într-o școală cu grija că, bă, nu mai am energie electrică la prize. N-a piscuit nimeni, totul a fost ok. Ei, la lucrurile astea nu s-ar fi ajuns dacă oamenii de la conducerea acestei țări ar fi zis, bă, chiar trebuie să avem un popor educat, chiar trebuie școlile, liceele, grădinițele să fie brici. Ar fi introdus un program dedicat ideii de after school, pentru că eu refuz să cred că sunt așa de tâmpiți ăia de neconduc și nu știu că copilul termină școala la ora 12 sau la ora 2, mă rog, școala, grădinița și mai departe. Sunt și părinți care lucrează. Și părinții termină munca tot la 12 sau la 2. Eu refuz să cred că guvernanții sunt așa de tâmpiți.
Sunt ferm convins că îi duce capul și că știu treaba asta, dar nu vor nici măcar atât să facă, să finanțeze un program de after school, fie cu profesorii și educatorii și învățătorii aflați deja în sistem, fie cu personal suplimentar, care să fie adus strict pentru aceste activități suplimentare cu copiii. Să fie plătit să se ocupe de copiii ăia, astfel încât copiii să facă o temă, să învețe una alta, să joace niște jocuri, să se odihnească, să mănânce. Toate lucrurile astea, dacă ar fi corect gândite, ar rezolva o grămadă de probleme sociale, de stres, ar aduce ajutor unor copii care poate acasă n-au mare lucru, iar îndrepta pe copiii spre școală. Bă, o grămadă de probleme s-ar rezolva prin atâta lucru. Și nu e greu să faci after school-uri atâta timp cât ai școlile și grădinițele și toate alea acolo. Bă, stau clădirile alea și se închid, da, după o anumită oră. Fă dracului ceva în ele. Ei, nici măcar atâta lucru nu i-a interesat să facă în 30 de ani pe mari idioți ai neamului, da? Și tu te aștepți ca ei să înțeleagă noțiunea de educație, doleanțele profesorului. Eu vreau și o bolăneală aia cu hai mă, că am discutat cu voi, vă dau 585 de lei, marș acasă. Da, nu vine să cred că bă, acum cum după, să faci asemenea după 15 ani, situația este aceea, 16 ani, am trecut, e mai rea, apropo de ce spui e tu. E mai rea, pentru că uite, că ziceam, school, de ce ziceam de after school? Eu credeam că au rezolvat-o cumva. Dar eu nu ziceam uite, degeaba de after school, pentru că ele aveau alt regim acum câțiva ani și se puteau face la nivel de liceu, la nivel de școală, se puteau face niște lucruri și după aia să schimba și legislația pe asta. Deci i-au zăpăcit și cu treaba asta. În loc să-i lase naibii în pace să facă fiecare cum îl duce capul și cum reușesc și să-și rezolve la nivel local problema asta. Nimic. Deci, aia este rea voință, nu este prostie. Eu știu, de, o firmă oamenii, rea voință. Oamenii ăștia, da, este rea voință 100%. Oamenii ăștia n-au cum să nu înțeleagă problemele care se confruntă un părinte. Că trei sferturi din ei au copii. Da, mă, dar au bani de bune. Ok, au bani de bune, dar cât Dumnezeu ții bună aia până face majoratul copilului? L-ai văzut pe Ponta să-și ducă copilul la after school? Are bună din Singapore. Că Ponta are niște variante. Mi-a venit el în minte. Ok, dar n-ai cum să fii atât de bătut în cap ca politician să nu înțelegi cum funcționează o familie. Să nu înțelegi că poate nu toți au bunici care să fie capabili să fugă după un copil de 8 ani. Uite, vezi, asta n-am înțeles. Poate moare bunicul ăla pe drum. Deci, acești indivizi care decid și iau măsuri în ceea ce privește viața, modul nostru de a trăi în această țară, ei trăiesc pe barosăneală, cum tot ei spun, înțelegi? Ei nu au probleme, da, de genul ăsta. Așa tu spui este. Aceste probleme. Tu ca așa buget, este. Dar ca, nici noi ca lucrător părinți, în privat, te gândești ce faci cu copilul. De acord, normal. De acord, dar nici noi ca părinți nu-i tragem pasă de mânecă. Eu mi-aduc aminte o discuție pe Facebook de acum ceva vreme despre necesitatea existenței creșelor și cineva politician mi-a zis acolo pe Facebook că tu exagerezi, bă, că problema asta nici măcar nu există, nici măcar nu-s copii câte locuri sunt în creșe. Sau, mă rog, în scrieri câte locuri sunt. Și oricum, dacă nu te-ar aștepta și pe tine pe viitor această problemă, nici n-ai comenta. Ăla a fost răspuns de politician. Bun, și n-a să... Și-au rămas, rămas oameni pe listă de așteptare la creșele respective. Adică... De asta zic, n-a venit nimeni să-i spună, domnule politician, nu, vezi că ești în eroare. Nu. Habar n-ai pe cine te afli. Nu, dar de noi ce să noi facem presiuni, cunosc nu, situații, nimeni, că cunosc, de ce părinți, să deranjăm. Cunosc părinți care au căutat în toate zonele posibile pile ca să-și bage copiii la creșe, la grădiniță și așa mai departe. Sau la școli, că mai nou uite, de ceva măcar funcționează... Acum, măcar acum la Roman există marele noroc că administrația locală a găsit niște variante pentru înființarea unei noi creșe la Roman. Când s-a întâmplat asta? Bă, dar măcar e un mare, mare noroc pentru părinții domiciliați în apropiere, da? Spre zona unde se va crea o nouă creșă. Dar de ce nu protestează puțin... părinții, Alex? Polițiștii protestează, profesorul protestează. Pentru că părinții sunt la muncă, Daniel. Păi sunt la muncă, dar îți rupi 2-3 ore și zici, bă, nu pot, eu nu sunt bugetar. Da, nu vreau să bag în aceeași oală. Eu am mai vorbit cu unii alții pe tema dar asta. Dar mă scuzi, mulți se descurcă, Alex. Mulți care lucrează la buget, de da, exemplu, de se descurcă în sensul că s-au dus să-și iau copilul, îl duc la bunică, la bunică, la etăcă, 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 sau au bonă și se duce bona și ea. Pe când ăla de la privat care are minim pe economie... Ăla de la privat nu numai că are minim pe economie, dar are și o altă problemă. El ar protesta. Că chiar mai vorbeam cu unii alții și ziceau, bă, să mor de nou aș protesta și eu, dar pentru problemele noastre ca părinți. Da, corect. Nu pentru problemele lor ca profesori. Că ei luptă pentru cauza lor, chestie pe care o apreciem, dar de noi îi doare în fund pe toți. Și îl întreb, când mergi? Că vin și eu. Și zice, bă, dar pe mine mă dă afară dacă eu lipsesc 2 zile de la muncă. Eu ce fac? Cu ce îmi hrănesc copilul? Da, este trist. Acum 15 ani... Și mi-a zis așa, să știi că patronul meu nu înțelege problema mea. Că
că tot ziceai. Patronul meu îmi spune, aia e viața, ce cu toții ne-am descurcat, tu cum ai crescut cu cheia la gât, pune cheia la gât și lu fiu tu. Ei, în mod normal nici n-ar trebui să lucrezi pentru un astfel de patron, care nu va înțelege niciodată problemele cu care tu te confrunți în general. Da. Ce să și faci? Sunt probleme reale, într-adevăr, probleme care eu credeam că sunt rezolvate de mult timp. M-am confruntat și eu cu ele. Sunt agravate chiar. M-am confruntat și eu cu ele la anumită, într-un anumit timp, într-o perioadă care a trecut, bineînțeles, și credeam că, zic, bă, e situația la început, pentru că, într-adevăr, ca o familie, doi oameni care muncesc, nu ia sta acasă casnică și se duce la muncă, muncesc, pleacă dimineața amândoi și se întorc seara, nu știi ce faci cu acel copil. Hai corect. Că la creșă eu merge, la grădință merge, dar ce faci din clasa întâi? Unde îl duci? Cine le-a prânz? Dar ce faci și de la grădință? Și la grădință aceeași poveste? Un program prelungit? Prelungit, da, ai dreptate. Și unde tu te duci să-ți înscrii copilul la grădinița din zona de domiciliu unde ești arondat și ți se spune eventual, dar n-avem locuri. Și tu zici, da. Cine le-a ocupat? Și unde să-l duc? Și după aia vezi că vin toți cu mașini, ceea ce înseamnă că nu locuiesc în proximitate. Da, da, și nimeni nu-i verifică pe aia care au făcut înscrierile. Dar cum l-ai înscris tu pe ăla din alt oraș? Nu știu, zic ca idee, sau din afara orașului. Mulți se schimbă domiciliu. Deci spun că eu cunosc situații de genul ăsta, își schimbă domiciliul ca să poată să-și înscrie. Da, își pun viză de flotant și așa mai departe, știu, da. La un prieten care stă în zona respectivă. Bă, dar n-ar trebui cineva să verifice lucrurile astea? Păi, dar ar trebui să le verifice. Dar eu cred că lucrurile s-ar rezolva altfel dacă ar exista o presiune. De exemplu, unde ai avut un domiciliu până acum? La Gâdinț. Perfect. De când ți-ai făcut viză de flotant? De acum o săptămână. Wow. Înainte să înceapă scrierile. Ia tu copilul și du-te tati de aici. Eu știu, te dăm judecată și câștigă. De ce să... Dar cum adică? Dar nu este clară reaua intenție dacă tu îți faci viză de flotant cu o săptămână înainte? Eu știu. De eu ce zic ar putea că să spună instanța într-o situație de genul ăsta? Problema e că e un cumul de probleme care datează de zeci de ani și care doar se agravează și la care toți stăm cu capul în jos și ne gândim că lasă-mă, că se poate mai rău de atât. Pe principiul ăla cu se poate mai rău de atât, noi am tot ajuns la mai rău de atât. Și acum ne uităm la profesori, ba chiar unii și înjură, că bă, dar copilul meu unde se duce la școală? Bă, trebuie să-l înțelegi pe profesorul ăla că e ajuns cuțitul la os. Ție când îți ajunge cuțitul la os? Aia e întrebare. Da? De ce nu ești alături de profesor să protestezi? Poate nu tu, că trebuie să duci la muncă, dar copilul tău care îți plictisește acasă. De ce nu face protest alături de profesor? Că e în siguranță, că e alături de profesorii lui. Da? Și profesorul o să aibă grijă de el. Absolut. Îți dai seama că profesorul va fi în primul rând fericit să vadă că toate clasele la care el predă sunt alături de el zi de zi la protest, din ce părinții acelor copii sunt la muncă și fiind după aia părinții și iau copiii și de la protest. Liniștiți. Exact. Copiii sunt nu în mai siguranță. Zic că efectul asupra guvernanților, asupra autorităților, e cu totul altul când în loc de 20.000 ai 20.000 cu toți elevilor. Adică de ceva la milioane acolo. Susținere, da, exact. Da, noi avem așa un fel de țară la care ne uităm, nu știm de unde să o luăm de coadă, înjurăm pe unii pe alții, nu ne convine opinia nimănui. Nu există funcționă. Curaj. Decidenții nu fac, sau toate măsurile luate de decidenți sunt luate cu gândul la electorat să nu-l supere, de să nu-l deranjăm pentru că nu mai luăm votul și nu să mai stăm la putere ca să furăm, nu ca să ne facă nouă bine, pentru că revenind la protestul... Mi se pare că partidele actuale aflate la guvernare dau voturi celor de la aur, ceea ce mi se pare spăimântat. Asta e, cu ocazia asta o să ne grăbește cineva plecarea. Părăsirea acestei țări minunate, da, mergem și noi, ne mai încercăm norocul în alte părți, nu? Eu mi-aduc aminte votul pentru prezidențiale, când m-am gândit, cred că până în ultima zi, dacă mă duc la vot. Și te-ai dus. Și m-am dus. Da, și eu m-am dus. Și... Deci am zis că nu mă mai duc. Și știi care a fost problema atunci? Problema a fost că aveam de ales între Iohăniță și Dăncilă. Și l-ai ales pe Iohăniță? Nu, am ales-o pe Dăncilă. Da? Erai supărat pe Iohăniță după primul mandat. Vreau să spun că am ales-o pe Dăncilă la momentul respectiv. Pentru că Iohăniță mă lămurise deja din mandatul precedent. N-a lămurit pe toți, da. Și am zis, bă, dacă am ajuns să alegem dintre un om care n-a făcut absolut nimic pentru țară, dar îmi cere iarăși votul. Și una care pare tuta pământului, dar pe care măcar ne amuzăm, prefer să ne amuzăm 4 ani, în timp ce ne afundăm ca țară. Și după ce ne amuzăm X timp din aia 4 ani, poate ne trezim dracului și zicem, bă, poate că trebuie lucrurile să se schimbe. Și am votat-o pe Dăncilă. Îți jur că dacă mâine ar fi alegeri și astea ar fi cele două opțiuni, tot pe Dăncilă aș vota-o. Mai mult de atât. E alegerea ta, ce putem să spunem acum? Nu puteam.
Înțelegi? Problema asta... Nici nu vreau să te influențez că e ilegal, știi? Absolut, da. Acum la... Bine, în campanie e ilegal, acum tu poți să mă convingi. În cabina de vot și foarte important, foarte important este altceva. Între PSD și PNL, în mod normal, aleg PNL-ul. Înțelegi? Oricând. În mod normal. Dar era incompatibil în capul meu ideea de a-l mai vota o dată pe Iohannis. Puteți candidezi și o rămân în locul lui Dăncilă, că o votam și pe aia. Mă tem că o să ajungem la nivelul ăsta. În cazul tău a fost un vot împotriva lui Iohannis, nu un vot pro-Dăncilă. Cine Dumnezeu ar fi dat un vot pro-Dăncilă vreodată? Problema este că nici nu mai ai alegeri la dispoziție. Da? Dacă au grijă să bagi în față tot felul de personaje din astea pe care... Na, mulți dintre noi nu le-am alege, dar din păcate, uite că le alegem. Să ne uităm și pe listele de consilier local de multe ori, de consilier județeni și o să vezi... Dar câtă lume se uită pe listele alea? Și puțin, noi ne mai uităm, dar vedem că, uite, ăsta e omul primarului, omul primarului, ăsta are afaceri cu așa... Tu crezi că tu vreodată ai ajunge pe listă de consilier local? Dar nici nu mă interesează. Da, zic așa, dacă te-ar interesa și ai fi jurnalistul Muraru... Tu crezi te bagă careva pe listă de consilier local vreodată? Se bagi. Zici, uite, mă, de aici vezi de treaba acasă. Mie, uite, vezi că iar ajungem... Să bagă și pe aia, dar cât rău ai făcut tu. Da, iar ajungem acolo la ce ar trebui să facem ca să avem o clasă politică curată. Eu cred că trebuie să facem un singur lucru. Să scuturăm sistemul ăsta judiciar care are elemente de corupție în el și să facem în așa fel încât să pună osul la treabă. Când nu spun sistemul judiciar, mă refer la polițiști, procurori și ultima verigă, magistrații judecători. Eu cred că e prea târziu. Și procurorii. Îți spun și de ce. Am văzut situații în care oameni, societate civilă, avertizori de integritate, ce vrei tu, au reclamat o grămadă de situații punctuale referitoare la funcționari din diverse instituții. În multe, multe, multe cazuri, superiorii acelor funcționari din diverse instituții, oricare ar fi, au zis că reclamația e nefondată, că, mai ales în cazul spitalelor, că pacientul bate câmpii, cărudele pacientului habar la medicină și n-au drept să-și dea cu părerea, că tot la noi ajungeți și vă omorâm și aia e, adică ce comentați atâta, că ziceți mersi că s-a putut, că procesul ăla trebuie să dureze 18 ani, că așa e procedura în instanță, că nu știu ce, și lista poate continua. Da? Că polițistul ăla de fapt nu-i corupt și i-a căsut un teanc de bani în mașină și aia e, omul l-a aruncat. S-a zis că nu pun mâna pe bani. N-a văzut. Nu, l-a văzut și a zis, leu, șerpile. Că l-a băgat într-o... Întotdeauna se găsesc variante de genul ăsta. Știi? Și omul de rând ajunge să fie făcut prost pe față de niște oameni care protejează alți oameni. Tentaculele sunt atât de bine întinse, încât nu cred că mai suntem la momentul la care să putem schimba om cu om vreun sistem. Eu cred că pentru o schimbare serioasă trebuie să așteptăm vreo 50 de ani, începând de azi. Dar cu condiția ca fiecare dintre noi, pe persoană fizică, să încerce să... fie cinstit cu cei din jur, să fie civilizat cu cei din jur, să nu dea șpagă, să nu ia șpagă, să nu arunce gunoiul aiurea, să strângă după câinile lui, să fie civilizat și să fie om. Să-și educe copiii să fie la fel. Pentru că văd prin noile generații niște specimene ai de capul și de zilele mele. Și încurajați de părinți. Și încurajați de părinți. Așa să fie tare în gură, să sară la bătaie, să te calce în picioare ca să se ducă la locul de joacă să primul. Plânge, să plângă măsa, nu măta. Da, așa este. Ei, atâta timp cât noi vom merge în același mod ca până acum, așteptând de la alții să schimbe lucrurile, votându-i pe alții cu speranță că vor schimba lucrurile, pe alții de bătuți în cap, și educându-ne copiii, calcă-i pe alții pe cap ca să-ți fie ție bine, țara asta nu va avea în niciun caz un viitor mai bun. Da, e toată problema. În rest o să facă lumea greve, o să plângă lumea de foame, o să vrea unii nu știu ce, alții o să vrea pensionare la 30 de ani. Va fi din ce în ce mai rău. Eu spun să-i pensionăm înainte de a se naște. Să știm care o să fie polițiști să-i pensionăm. Apropo de polițiști... Da, să le punem direct în contractul de muncă. La 30 de ani poți pleci. Din punctul meu de vedere, această pensionare la 45 de ani reprezintă un privilegiu, dar lucrurile ar trebui cumva clarificate în ce sens. Exact cum spunea și la începutul emisiunii, ar trebui împărțiți acești polițiști, așa cum sunt împărțiți de altfel, în operativ și neoperativ. Dar nu ar trebui împărțiți deloc. În momentul în care ți-ai ales acest job, păi, da, de ce l-ai ales? Dar mulți și-au ales acest lucru. Cum nu l-ai ales pentru că vrei să-ți faci cariera cu pasiune și cu devotament și cu nu așa mănâncă ei ciuperci? Nu?
Ești la pensie ca toată lumea. Cum putem noi să spunem că un polițist care a alergat după un infractor odată la o săptămână sau două, cât a ieșit, cât a ieșit din mașină până în magazin, corect, și infractorii sunt plecați din țară, și un om care a lucrat la fabrica de țep și poate săracul a murit înainte să-i vină pensia. Bă, cum putem noi pune egal în așa ceva? Da, da, ei... Dar ei de la țep săraci, de ce nu au dreptul să se pensioneze, n-au avut dreptul să se pensioneze mult mai devreme? La 45. Cu o pensie de nesimțit. De la țevi. Pentru că sunt de la țevi, de la țevi, nu? Sunt de la... Nu sunt de la poliție. Dar, într-adevăr, să știi că în ceea ce privește pe poliție, și o să vedem imediat o imagine interesantă, o fotografie, o poză pe care am făcut-o aseară, o să o pun Alex, asta apropo de vârsta de pensionare în alte state civilizate, că de-aia le merge prost australienilor, pentru că aia se pensionează la 60 de ani, polițiștii, și văd că n-au mai murit. Dar o să vedem imediat. Și la Australia însă... e și cald, dai pe ea așa încât casă. Da, da, da. Bine, ăsta era, e polițist de frontieră, dar o să vedeți cam ce vârstă are, la după cum arată cel puțin 60 de ani, zic eu. Însă, într-adevăr, este de discutat. Sunt mai multe sectoare în poliția asta. Dom'le, cred că poți să te gândești ca unul care a lucrat la ordine publică, la judiciar, la crimă organizată. Bă, cred că ar merita într-adevăr să faci niște concesii în ceea ce privește și da, să... Da, nu în ceea ce privește pensionarea. Dar... Transfer pe un birou. Îi duci în altă parte, corect. Da, îi duc la corect. Birou. Îl folosești. Trebuie să-i înveți, mai ales de la judiciar, trebuie să-i înveți cineva pe cei din generația tânără cum instrumentează un dosar, nu? Absolut. Și atunci hap-ul dai frumos pe muncă de birou. Total de acord, mai ales că avem o groază de exemple, cum spuneam, de polițiști care pleacă din sistem la 45 de ani cu pensii babane și revin în sistem pe cealaltă ușă cu un salariu baban. Însă, Alex, dacă poți să ne dai fotografia cu domnul polițist din Australia, eu zic că este edificatoare, nu știu dacă mai e mult de comentat, adică în alte părți, dar și Statele Unite, de aceeași situație. Eu am văzut polițiști și vedem și prin filme, dar vedem prin documentare. Dom'le, oameni care cu siguranță au peste 55-60 de ani și încă sunt în sistem, adică oamenii lucrează. Acesta este un polițist în activitate în Australia. Deci este un polițist, e captură de pe Heathrow. Nu face grevă. Și nu face grevă. Uitați-vă la el. Cam ce vârstă îi dai, Alex? Are 60 plus. Are 60 plus, nu? Deci omul ăsta, domnule, dai și o chestie de mentalitate. Te duci acasă la pensie ca să faci ce? Eu zic că dacă îți mai merge rotița, uite-te și la magistrații, aceeași chestie. În statele civilizate, în Statele Unite ale Americii, o să vezi judecători în vârstă, 60-70 de ani. Deci da, oamenii cât rezistă... Mi se pare logic că atâta timp cât pe omul duce bila, indiferent că e mai mult de atât, cu cât e mai în vârstă, trebuie păstrat ca judecător. Absolut. Că omul a văzut o tonă de spețe, omul a judecă exact. De acum niște lucruri dar, altfel. Dar și la noi aceeași situație. Eu nu cred că un judecător de 35 de ani ar trebui să judece orice speț. Sunt tot felul de situații, tot felul de cazuri pe care nu le poți judeca, zic eu corect, pentru că tu n-ai o experiență de viață. Deci te rogi de un judecător să-ți accepte niște probe ca să înțeleagă contextul în care s-a întâmplat un lucru și îți refuză din punctul meu de vedere neînțelegând de fapt ce vrei să demonstrezi. Pentru că el are o vârstă fragedă și nu avea ce să caute acolo. Repet, asta este părerea mea. Aici treaba asta cu instanțele, în atâtea situații mi s-a părut că deciziile judecătorilor sau modul în care judecătorul conduce procesul a fost extrem de subiectiv, încât nici nu cred că vârsta e prima problemă acolo. Cred că contează și fazele lunii și dacă a bătut vântul cu afura până la tribunal. Foarte multe lucruri mi se pare că contează atunci când un judecător ia decizii despre cursul procesului. Am văzut multe de genul ăsta și la un moment dat n-am mai vrut să le văd oricum. Sunt atâtea situații de nedreptăți în ceea ce privește sentințele date. Punerea asta pe același nivel a celor care fură de foame sau a celor care fură nimica toată versus cei care pleacă cu miliarde în Singapore, Bali și așa mai departe, încât eu când aud așa de judecător mă iau un pic cu silă. Da, mă bucur foarte mult că n-am avut de-a face cu sistemul ăsta și sper să n-am de-a face niciodată. Doamne ajută! Pentru ai văzut că eu m-am oprit, nu știu, parcă pentru... ți-aș dori ca să trăiești măcar sentimentul ăla de a merge în instanță, să vezi de multe ori cum ești tratat. Am mers o singură dată și am mers din cauza unui idiot care mă reclamase pentru că nu-i convenise lui nu știu ce într-un material de presă. Omul nefiind întreg din multe puncte de vedere, iar instanța de judecată mă trata pe mine ca și cum aș fi ăla
cu adevărat vinovat, deși nu aveam absolut nicio vină, și deși procesul s-a dus, îți dai seama, în van, și nu s-a întâmplat nimic în urma acestui proces pentru mine, dar modul în care eram tratat în sala de judecată era ca și cum, nu știu, m-ar fi cules cineva de pe stradă, și m-a pus acolo sală, și a zis, bă, tu ești sigur ești vinovat de ceva. Exact comportamentul. Și atunci, din ziua aia am ajuns la concluzia că nu așa trebuie să se desfășoare în primul rând un proces. Da, eu deocamdată nu vreau să trăiesc, să povestesc experiențele pe care le-am trăit și încă le trăiesc. Da, să-mi convins că sunt mă judec cu Arsene din 2018 și am niște decizii extrem de controversate. Să fii sănătos și să ai răbdare necesară. Mă judec. Arsene m-a dat în judecată, am câștigat în primă instanță, îți dai seama, de 5 ani. Acum sunt pe la Curtea de Apel Galați, deci două strămutări ale procesului, dar nu este cazul să discutăm despre asta. Poate dacă ești curios și telespectatorii vor fi curioși, o să povestesc odată toată această experiență pe care o am avut în instanțele de judecată cu diversi care au considerat că au fost lezați ca urmare a dezvăluirilor mele. Adică să spun un lucru... Toată lumea e lezată, mă, și când deschizi gura, da, noi știm foarte bine. De-aia avem instanțe și judecători, zic eu... imparțiali, ca să analizeze și să vină cu niște decizii corecte, când tu nu acuzi pe nimeni. Sper să avem suficient. Nu știu, eu încep să am dubii, deși speranța a fost mare, vorba aceea. Dar revenind la polițiști, cred că... Păi vezi, trebuie să se pensioneze, nu? Da, se pensionează. Ei acum nu mai fac treabă pentru că au o problemă, trebuie să pensioneze, însă mă gândeam că ar trebui să-l înrămăm pe domnul pe care l-am văzut din Australia și să facem și noi proteste, da? Să ieșim în stradă cu niște pancarte, să-l avem pe, zicem, polițiști din Australia care sunt pensionată, adică nepensionată la 60 de ani. Vrem ca și voi să vă pensionați după 60 de ani. Știu că o să ne înjure unii alții. Păi da, hai să pensionăm toată țara la 45. Da, e așa vor. Dar uite-te... Toată țara, nu? Inclusiv mediul privat. Nu ți s-a părea foarte tare să pensionăm mediul privat la 45 de ani? Eu zic că n-ar mai fi bani în buget. De niciun fel. Dar cum crezi că sunt bani în buget? Nu, deci ce acum pe sărăcie ar fi și mai rău. Astupă găurile cu împrumuturi, că se mai întâmplă și chestiunea asta. Că corect. Știm foarte bine că nu susținem noi... Imaginându-ne faptul că mediul privat s-ar pensiona la 45 de ani, ar fi două probleme. Odată că n-ar găsi bani pentru pensii niciodată, da? Și a doua problemă ar fi că tot ce înseamnă angajatori din mediul privat ar apela la forță de muncă din Bangladesh, Sri Lanka și așa mai departe. Că mult succes să aduci generația tânără, să emiți tonă de pretenții și să le dai 2000 de lei. Mult succes, îți trebuie. Foarte mult, corect. Înțelegi? E, aia de 40 plus mai acceptă niște lucruri, că sunt mai hârșiți, mai nu știu ce, dar... Eu zic așa, să încercăm un an cu o pensionare la 45 de ani a mediului privat și vezi cum se duce în gard țara asta, o să iasă toate categoriile de bugetar și o să fie, facem grevă pe un că vrem salarii, nu că vrem salarii mărite. Dă-ne, bă, banii! Să ne mulțumim, să ne mulțumim și în Doamne sistemul ferește. De sănătate, în sistemul medical, decât am văzut poliția, deja polițiștii au supărarea asta pe creșterea vârstei de pensionare. E un draft pe la Ministerul Muncii. Știi foarte bine că noi trebuie să... Uniunea Europeană ne-a impus așa niște lucruri pe care dacă nu le vom respecta, nu vom primi banii aia prin PNRR. Adică, printre astea este și reforma pensiilor speciale. Iar ai noștri guvernanți de vreun an se tot lălăie. Nici nu lălăie, sigur că vreau să primim banii aia prin PNRR. O lălăie și o fâlfâie și tot o învârt și o răs învârt. Vin cu ordonanțe peste ordonanțe, vezi, ordonanța austerității, o glumă de ordonanță. Să ocolească iar niște lucruri. Iar la pensia asta, la pensiile speciale, în draftul ăsta, am înțeles că există această informație privind creșterea pensiei, vârstei de pensionare și la polițiști, dar și la magistrați, că și acolo este o supărare. Și au apărut informații că vom bloca activitatea poliției, activitatea în instanțe, pentru că oamenii se grăbesc și pleacă la pensie. Adică ei nu mai stau. Dacă schimb legea și să spui să te pensionezi la 60 de ani și el acum întrunește condițiile, o să spună, bă, mă pensionez acum. Sau, dacă nu întrunește condițiile și mai are un an, doi până la pensionare, și ce se întâmplă? Pensionarea pe bune. Se îmbolnăvește, mă, subit. Se pensionează pe caz de boală și stă 2 ani aia cu pensie mai mititică, dar când ajunge la vârsta și la numărul de așa, îi crește pensia fără niciun fel de problemă. Uite, e o chestiune pe care... Să se pensioneze la 45 de ani și să le interzicem orice altă activitate în mediul privat. Dar de când discutăm? Nu, la privat poți să-i lași. Dar nu, dar de ce să-i lași la privat? Nu e răsnică e. Ai vreo pensie? Du-te, tată. Dar a fost o discuție și Curtea Constituțională a spus că nu este... Tu crezi că Ciucă ar vrea așa ceva? Nu, de exemplu. 1000 de ani.
Dar a fost o astfel de discuție și Curtea Constituțională a spus că nu, domne, nu este constituțional, nu știu ce. Că dacă omul consideră că iapt de muncă, adică omul iapt de muncă. Da, păi dacă iapt de muncă, de ce te pensionezi, bă? Stai, frate, și muncește, că tu în mediul bugetar ai această mare șansă pe care o ai din mediul privat, nu o au. Și anume de a-ți păstra locul de muncă până la 65 de ani. E o mare șansă. S-au plictisit, mai ales că unii, cred că în toată activitatea lor de politică... Din mediul privat s-ar, s-ar ruga să poată lucra până la 65 de ani, ca să ia pensia ok, cât de cât. Ce zici tu, Alex? Uite o chestiune. Să luăm, de exemplu, un polițist de la economie care, să zicem, lucrează 25 de ani și se pensionează. Eu dacă iau ultimul dosar despre care tot am vorbit și tot o să vorbesc, aproape 4 ani a durat să fac un dosar. Hai să zic că mai facem paralel încă vreo 2-3. Deci omul ăla, cred că la nivel de poliție, de inspectorat de poliție, un ofițer de la economic, face toată activitatea lui 20-25 de dosare. Câte dosare? Serios, dacă nu. Dar acum vorba este că faci dosarul, faci dosarul. Că poate sunt unii care chiar muncesc. No, refuz să cred că sunt toți așa. Știi ce se întâmplă? Unii zic că muncesc, dar nu-i lasă procurorii. Și că procurorul supraveghează de regulă dosarele penale, în anumite situații el supraveghează, el coordonează ancheta. Și eu am avut discuții și am spus, bă, dacă procurorul simți că este în regulă, de ce nu faci tu o reclamație? Aoleu, cum să fac reclamații? Bă, dar cum poți să permiți așa ceva? Adică tu îmi spui mie că dosarul ăla cu un furt măgăresc, ordinar, pe care îl vezi cu probe beton, spui că ancheta este tărăgănată, că așa vrea procurorul și tu nu faci nimic? Pentru că se supără procurorul și nu știu ce. Nu, din punctul meu de vedere este o prietenie și o înțelegere între cele două părți și fac în așa fel încât să fezandeze bine acolo unde au interese. Pentru că se întâmplă lucrurile astea la dosare care vizează niște persoane care stau care bine, mai importante. Mai importante, fie din zona politică, fie din aia care sponsorizează politicul. Un motiv în plus pentru care, în general, cererile de pensionare în timpul mai rapid, creșteri salariale și așa mai departe, care vin din zona poliție, parchet, judecătorii, pe mine mă lasă rece. Mie mi se pare că tot ce ține de procesul ăsta, de prinderea infractorului, de ținere în țara infractorului, dacă nu la el acasă, până când se termină procesul, de condamnare, de condamnare rapidă, de evitarea prescrierii faptei, de nu știu ce, tot sistemul ăsta, mie mi se pare că e nefuncțional. Înțelegi? Ei, mie mi se pare normal ca în momentul în care te duci și îl salți pe unul, să ai dovezi suficiente încât să nu mai existe prezumția de nevinovăție. Mie așa mi se pare normal. Adică lasă-l pe omul ăla liber să facă ce vrea, să fure cât dorește el, dar între timp tu strângeți dovezi de netăgăduit, nu? Fă-ți dosarul beton și după aceea te duci întâi la instanță, la procuror, la unde vrei tu. Zici, bă, uite, ăsta e dosarul. Mergem să-l luăm pe băiet și ăla zice, voleu, ce-a făcut ăsta, ce fapte, ce dovezi, ce du-te ia. Pac, te duci frumos în ei, nu știu, dacă e, uite, șeful Consiliului Județean, îl iei din conferință de presă. Înțelegi? Când termină conferința de presă, duci frumos, străiezi domnul Arsenie, haideți un pic. Așa frumos, discret. Stai să mă duc în Italia unde am o firmă, am afaceri, am rezidență. Așa, discret, direct la tine, vin direct la tine și zic, cum vrei, cu cătușele pe ușa din față? Sau mergem pe aici ușor, pac, pac, la mașină și hai las dup. Au avut grijă să plece din timp. Dar a avut grijă să plece din timp pentru că i s-a permis. Pentru că modul în care se realizează cercetare, dosar, moment de prinderea făptașului e greșit. Nu așa trebuie să funcționeze. Eu refuz să cred că în Statele Unite îl ia pe unul că, bă, eu cred că tu ai furat, dar ai prezumția de nevinovăție și stăm 10 ani să terminăm procesul, timp în care tu poți să fugi din Statele Unite sub nicio formă. Dar eu te întreb altceva. Chiar refuz tu ai impresia că un infractor condamnat pentru corupție la 6 ani și 8 luni de închisoare în Statele Unite, un american fugit în Italia, italienii nu extradează? A, sunt convins că nu extradează. Sau în Anglia. Una e Statele Unite. Sau una e să-ți ceară extradarea Statele Unite și alta e România. Ar îndrăzni o instanță chiar din Anglia să spună că Popoviciu n-a fost judecat corect în România? Cum poți să spui tu așa ceva? No. Și tu să accepti treaba asta. E, tu ca reprezentant în tot contextul ăsta, Daniel, în tot contextul ăsta, Daniel, și astea sunt doar câteva exemple din foarte multe. Pe mine mă lasă rece orice cerere care vine din partea acestor sisteme. N-avem uniforme, n-avem mașini, n-avem bani de hârtie, cum bă, spunea, avem, avem BMW-uri și avem BMW-uri și vecioare în și viroaice și ce mai vrei tu ai. Bă, nu mă interesează. Spre deosebire de situația profesor.
unde cu câteva excepții notabile, băia care fac meditații pe bani grei și fac un purcoi de bani și nu-i fiscalizează niciun fel și nu au plătit în viața lor impozit, și, bă, cu excepțiile alea, care sunt și profesori foarte buni, care măcar în situația cărora poate fi tolerată fapta asta de a nu-ți declara la fisc veniturile din meditații și așa mai departe, pentru că oamenii ăia chiar generează plus valoare pregătind niște elevi care chiar fac performanță. Mulți în străinătate, ca e, ce dracu să faci în România, ca tânăr. Da? Ce să faci, da. Ce e perfect faci? De înțeles. Dar oamenii ăia chiar generează performanță și atunci asta nu mai dă mie dreptul să mă iau de ei, că băi, dar plătește-ți impozite și lasă, dă-le dracu de impozite, că vedem și noi ce se face din impozitele tale în țara asta. Adică nimic. Nu pot să girez idei de du-te plătește impozit la fisc, la stat, la nu știu ce, când văd ce face statul român cu banii ăia. Adică suprapreț, combinații, vine Doșoana Timofte de la cazare și combină 400 de licitații ca să-și facă apartamentele. Adică, bă, nu se poate. Știi? La profesori, deci, chiar sunt 100% de alături de ei. De la cazanele sub presiune. Da, de la recipientul sub presiune. Unde găsește un pic de presiune, Doșoana Timofte pune mâna. Așa. La profesori, ți-am zis, eu chiar sunt 100% trup și suflet alături de orice decizie de protest a lor. În schimb, mi se pare tardiv. Ei trebuiau să facă asta cu 20 de ani. Da? Și poate că acum chiar aveam România educată, dar nu cu Iohannis, că nu-l vota nici dracu. El nu ajungea să candideze. Nici Ciucă nu era acolo, nici Ciolacu nu era acolo, mulți nu erau acolo pentru România educată. Cum i-a pus acum domnul președinte? Be, ce să spun? Un tupeu, din punctul meu de vedere, la fel de dezamăgit ca mulți românii sunt și eu. Bă, dar vine Iohannis și ceartă pe profesori. Bă, cât tupeu să ai tu. El care este profesor și are și acum catedra, știi că e catedra. Știu că e blocată, dar nu e singurul în situația asta care are catedra blocată. Avem pe domnul Ureanu, care are și da, dar eu înțeleg situația asta, n-am nicio problemă cu ea, să ai catedra blocată. Nu e ca și cum elevii respectiv nu vor profesor. Avea alți profesori. Nu e. Au o garanție mie cei care sunt titulari că corect. Dacă au chef la un moment dat, se revin la catedră. Dacă au chef. Nu e ca și cum îi plătește cineva salariul pe catedra aia blocată. E okay. Dar aici îți dai seama că ceva este în neregulă. Tu crezi că Iohannis va reveni la catedră? Lasă-o, bă, dracu de catedră. Lasă-se titularizeze altcineva. Pot crede că domnul Leoreanu ar reveni la catedră într-un anumit context. Chiar pot crede. Dacă pierde alegeri. Dar nu musai, poate se plictisește de politică, poate ceva. L-aș vedea în stare. Și mai mult de atât, cred că ar fi și un profesor bun, raportat la mulți alți profesori. Sigur. Știi? E generația... Da, că e generația aia de profesori care făceau care niște treabă. Care a făcut carte, da. Sunt situații și situații. De aceea, în situația profesorilor, sunt în mare parte de acord cu ei, cu excepția faptului că s-au trezit foarte târziu și că dacă se trezeau cu 20 de ani, chiar aveam o Românie educată, fără Iohannis. Dar când îi aud pe cei din zona asta de lege și de aplicarea legii piscuind, nu simt absolut nimic. Da? Aș vrea ca primele lor proteste să fie legate de lege. Dom'le, noi polițiștii credem că legislația din România, din domeniul cutare, e prost făcută și vrem să facem un protest pentru că ne-am săturat să prindem infractori și ei să fie liberați după aia. Bă, cum ar fi un protest din ăsta? Sau după aia, dom'le, noi vrem ca procurorii să nu mai pună presiuni pe noi în anumite dosare sau să ne refuze nu știu ce. Bine zis, sau facem un protest pentru că ne-am săturat să-i condamnăm pe infractori și ăștia să fugă să ne râdă în nas. Corect. Sau un protest al judecătorilor care să spună, dom'le, ne-am săturat ca în sistemul ăsta să intre numai șmecheri și am vrea ca sistemul ăsta să fie deschis astfel încât să avem suficient judecători și suficient personal încât să nu mai stăm 5 ani la un dosar. Sau 10 ani la un dosar în care se luptă niște oameni pentru pământ. Mură aia până se termină de dat o soluție. Dar sunt care au murit în timpul procesului. Păi da, zic, da. Mură aia. Da, avem și acum. În județul n-am... Cum să duci 10 ani un proces din ăsta? Dom'le, sunt dosare de insolvență care se judecă de 20 de ani. În județul Neamț. Și atunci, n-ar trebui ei să înceapă protestele pe zona asta? Și să zică, bă, noi vrem în primul rând să ne ușurăm munca. Ca să ieșim la pensie la 45 de ani, discutăm peste 10 ani la un alt protest, ieșim la pensie peste 45 de ani, dar cu creierii în cap. Nu să fim căhui de cap că am chinuit dosarele alea și nu se mai terminau, bă, nebuneam, mă gândeam în fiecare noapte, ce Dumnezeu să fac cu dosarul ăsta, bă, băiatule? Îți dai seama că e noaptea, nu dorm. De grijă situației, adică se gândesc, bă, cum să rezolv eu să fie țara asta cu mai puțini infractori,
Cum să rezolv eu aceste dosare care stau stivă? Cum să facem sediul judecătoriei să arate a sediu de instituție, nu a ultima mizerie de pe pământ, cel puțin la Roman? Dar nu numai la Roman. Uite, sunt o groază de judecători arată îngrozitor, iar sălile de judecată te sperii. Dar uite, eu sunt convins că judecătorii de la Roman au fost foarte preocupați astă iarnă și că n-au dormit. După ce cineva și-a rupt oasele la propriu pe scările de la judecătorie, care scări nu mai au gresie pe ele de niciun fel și nici nu trebuiau să aibă gresia aia inițial, că era o gresie lucioasă pe care îți rup gâtul în timp de iarnă. Și nu mai au niște găuri așa dubioase, iar oamenii caută prin găurile alea loc să meargă iarna pe scări, că singurele scări. Dreptatea se găsește greu. Bă, da. Și depui sacrificii. Mori cu dreptatea în mână. Sau cu gâtul rupt. Da, eu sunt convins că judecătorii n-au dormit de grijă oamenilor. Și la fel sunt aproape convins că scările de la judecătorie sunt la fel și acum. Domnul Alex, uite, adică deschis un alt subiect extrem de sensibil. Pot să mă doară undeva de protestele lor? Un alt subiect extrem de sensibil și doar îți dau un exemplu ca să vezi cât de nepricepuți, răuvoitori, nu știu cum să zic, cum vrei tu, zile, însă doar vreau să amintesc un aspect. Prin 2000, anii 2000, 2005, 6, 7, 8, la Piatra Neamț, la ieșire spre Târgu Neamț, undeva pe dreapta, cum ești din oraș, a început ridicarea unui palat al justiției. Acolo ar trebui să funcționeze tribunalul, judecătoria și cred că și parchetele. Pe neamț, parchetul de pe lângă tribunal, parchetul de pe lângă judecătorie și așa mai departe. Clădirea este cumva la roșu, cred că nici n-au ajuns la acoperiș, adică n-au ajuns la acoperiș. Stă, e în paragină de mulți ani. Nu se mai întâmplă nimic. Ministerul Justiției este cel care coordonează, administrează și se ocupă, așa cum se întâmplă și cu sediile judecătorilor și tribunalului din țară și parchetelor. Ei sunt responsabili. Însă vreau să spun un lucru. În timp ce acea clădire în care s-a investit câteva milioane de lei bune o să se degradează de la zi la alta și o să pice pereții la un moment dat, pentru că n-au găsit soluția, am înțeles că se judecă cu constructorul, niște prostii din astea, clasice de ale noastre, să știți că statul român, adică noi, plătim niște sume exorbitante cu titlul de chirie unor privați, vorbesc de Neamț. Avem de Piatra Neamț. Tribunalul funcționează într-un spațiu închiriat. Nu vreau să spun mai multe, dar suma este exorbitantă. Judecătoria funcționează de pe lângă judecătoria Piatra Neamț, într-un spațiu închiriat. Iar sumele sunt exorbitante. Deci vorbim despre ce vorbim apropo de lucrurile astea. Acum eu nu vreau să spun că mă gândesc la alte... Și a fost ăsta subiect de protest în zonă? N-am auzit să zică nimeni nimic. Nu, nici tu n-ai auzit? Și nici nu o să... Cum o fi posibil? Păi, uite că este posibil, probabil că o să crească cumva și... Că am văzut că se organizează o licitație. Ei că își caută sedii, dar n-au unde să găsească alte sedii, probabil că încearcă cumva să mărească de acum că e chiria prea mică, aia de acum 10 ani, păi, altă variantă, sau o fi expirat contractul, dar asta este România, deci noi nu suntem în stare să avem un palat de justiție în care ai băgat o căruță de bani, că nu știu ce s-a întâmplat acolo cu acel poate contract. Poate nu trebuia să vrea palat. A? Poate să fie garajul justiției. Gândește-te că au aruncat cu o groază de bani pe fereastră efectiv, iar cu banii aia mai degrabă schimbau scările la judecătoria Roman. Că până la urmă fie vorba între noi... Dar cât să poste, mă, câteva trepte, bă? Da, dar nu cât că este... Bă, dar făceau judecătorii chetă din salariile lor, care nu sunt mici. Făceau chetă și rezolvau situația în două zile. Găseau un meseriaș, întrebau în primărie, că e în același sediu. Îl duceau, nu știu, la domnul primar, la domnul viceprimar, la șeful formației de dansuri din primărie. Dansuri, iarbă și ce mai avei. Și ziceau, bă, dă și mie doi meseriași care știu să pună gresie și să facă niște scări. Gigel și Mitică, bă, cât vrei? 500 de lei. Ia, mă, 500 de lei și tu te cumpără materialele de la magazin și hai. Dom'le, cred că situația este universal valabilă. Dacă bă, nu, situația este rușinos. E rușinoasă situația. Vreau să spun că nu numai la Roman. De exemplu, la judecătoria Bicaz, dacă tot discutăm despre asta, într-una dintre sălile de judecată, sunt băncile astea din Brăduț. Aceleași de 1000 de ani. 1500, 2000 de ani de pe vremea. Băi, dar ce put băncile alea, bă, băiatule? Dar ce pute în sală? Da. Pute de zile să... Păi, cred că asta e prima pedeapsă. Te poți duce cu... poți să bagi vată în formol și să-ți o bagi în nas ca să reziști. Nu știu cum rezistă alții pe acolo, dar este o altă poveste. Însă, eu nu înțeleg cum rezistă judecătorii, că ăla e jobul lui. Poate bă, că tu stau duce... într-o zonă mai ferită tu, acolo. Tu cât poți să te duci la un loc de muncă unde pute pentru că n-ai făcut curat? Deci pute și la Roman. Da. Puțea, cu câți bani, cred că acum e mai rău. Ai poate au văruit. Între timp, da, da, băncile, cred că stau băncile. Așa.
Cât Dumnezeu poți să te duci, deci, la un job unde știi că miroase rău, că e urât tot în jurul tău, pentru simplu motiv că tu și colegii tăi n-ați pus mâna vreodată să curățați ceva. Este trist, să știi. Ce spui tu este trist. Aceea, eu și am mai ales de la înălțimea jobului de judecător și așa mai departe și la salariul de judecător. Băi, nu se ăia care se laudă cu prestanța, cu nu știu ce, cu alea. Băi, trăițar, prestanța nu e când puți. Bine, nu tu ca judecător, tu ca instanță. La tribunale, din ce am văzut, e ok, la curți de apel, la curțile de apel, dar într-adevăr la judecătorii este jalea de pe lume și sunt niște condiții despre care tu ai vorbit. Pot să confirm ceea ce spui tu, pentru că situația nu e numai aici, situația... Uite, măcar în școli, că tot facem această paralelă de când am început emisiunea, măcar în școli, de bine, de rău, e curățel în foarte multe dintre ele. Măcar atât. Da, uite, vezi, dacă ești un bun gestionar, faci în așa fel încât termin Palatul de Justiție, iar banii pe care îi dai tu unora pe chirie, da, poți să-i folosești să schimbi, să faci scări la judecătoria Roman, să schimbi mobilierul, să schimbi băncile, să schimbi pe dracu, să schimbi pe lacul, pentru că sunt judecători care funcționează cu mobilier de acum 30 de ani, înainte de vremea lui Ceaușescu. Eu cred că există o problemă generală aici, când e vorba despre banii statului, mă rog, banii noștri ai tuturor, cum ar veni, dar gestionați de statul român pentru lucrări, clădiri și așa mai departe, mi se pare că e o problemă generală. Sunt atâtea planuri de investiții în țara asta, în clădiri, drumuri, căi ferate, ce vrei tu, care încep astăzi, vine omul și spune, de astăzi dăm drumul la lucrare. Da? Băi, și trece jumătate de viață de om și apar o grămadă de probleme și problemuțe. Ba, constructorul a mărit prețul și nu ne-am mai înțeles cu el, de parcă n-am semnat un contract. Și noi trebuie să stăm acum cum să o rezolvăm. Băi, n-auzi, dar în primul rând eu ar trebui să te plătesc pe tine în tranșe, în funcție de lucrarea realizată. Procentul de lucrare realizată. Ai făcut 3% din toată lucrarea contractată, îți dau 300 din bani și te trimit acasă. Ai mărit prețul, tu te mărești la altul. Da? Mă duc și caut alți constructori. Da? Da? Eu mă apuc și îți dau ție o tonă de bani. Și tu te vezi cu banii ăia în cont și zici, domne, da, au crescut prețurile la materiale, da, forța de muncă, da, nu știu ce. Și tu, statul român, care e și creat facilități pentru cei din construcții, da? Și ce facilități, cu salarii, da? Cu alea, alea, deci tu le creezi facilități deja și stai în genunchi în fața lui și zici, vai, boss, te înțeleg, vai, de capul meu, mai vrei bani, nu? Da, sigur. Modificăm deviz, acte, contract, finanțare. Bă, cum? Uite, văzusem la CFR că demarase ei, nu știu ce, achiziție de 130 ceva de vagoane, dacă mi-aduc aminte corect, și niște locomotive, și ei au demarat achiziția aia acum 2 ani. Dar n-au terminat-o. Și s-au trezit că au trecut 2 ani și s-a dublat prețul. Și erau, văleu, s-a dublat prețul. Bă, ești nebun la cap, cine nu s-a ocupat de această achiziție? Gigel Vasile, afară. Băi, afară. Este imposibil. În primul rând să te trezești tu, stat român, că s-a dublat prețul, când o țară întreagă știe că toate prețurile sunt duble. Da? Și tu te trezești tu pe ora, uleu, s-a dublat prețul. Dar să, știi, dar să știi că Gigel Vasile și Ionel vor găsi tot timpul justificări de ce Gigel nu a făcut Vasile achiziția și Ionel trebuie dat afară. Gigel o să spună că șeful lui nu și-a dat avizul când trebuie. Nimic, șeful lui dacă nu și-a dat, șeful zboară și el. Sunt o groază de agenții. Băi, de ce i-aș da afară în cârdășie? Dacă îți poți imagine. Cum fură și fac combinații în cârdășie, așa i-aș da afară. Nu să reușești să-i dai pe toți afară, pentru că sistemul este ăsta care este și lor le convine de minune. Problema asta este la absolut orice investiție. Uite la, așa zisul Cinematograf Unirea, Centrul Multicultural Unirea. Bă, se vorbește de ani întregi de el. A fost temă de campanie electorală în 3 campanii electorale pentru alegerile locale la, cred că toți candidații. Doamne, romașcanii merită au un nevoie, cinema. Trebuie, da. Ne-am săturat să mergem la Bacău. Da, ne-am săturat. Sigur, noi mergem la Roman. Jur că aș fi făcut cinematograf numai să le arăt romașcanii că nu vor merge. Tot la Bacău și la Iași. Da, motivele fiind absolut clare. În primul rând, că te duci în Bacău, Iași, Piatra Neamț, ca să mai schimbi decorul. Că te-ai săturat dracului de orașul ăsta. Da? Și că ai mașină și de aia o ai ca să o folosești, sau ai tren și de aia ai ca să te urci în el. Să vezi cum ai 85 dacă mai ține 200 la oră. Da, ei, asta odată. Doi, te duci la Bacău la cinematograf sau la Piatra sau la Iași la cinematograf pentru că nu-i doar cinematograf acolo.
ci sunt și alte lucruri unde te duci să papi ceva, te duci să se joace copilul tău, te duci să iei o hăinuță, un papucel, o treabă. Dacă nu te duci du-te prin gangul ăsta de aici, de lângă hotel, la cinematograful Unirea și vezi ce cumperi. Că nu-i mol acolo să mă ierte Dumnezeu. Floricele și răcoritoare. Corect. De asemenea, hai să ne uităm la molul din Roman, care organizează periodic niște lucruri. Iar vânzările cresc exponențial în acele zile, pentru că romașcanul care vine să dea niujuri zice, uite, dar aș mânca ceva. Sau, bă, da, hai să văd că poate ia o promoție acolo. Sau, bă, hai să mă duc să cumpăr o mobilă, că uite ce mișto e. Că așa se face. Noi dăm impresia că nu ne înțelegem propriile obiceiuri de consum. Și venim, domnule, cinematograf la Roman, ne trebuie cinematograf. Dar tu stai toată ziua pe Netflix. Care cinematograf? De fapt, te duci tu să dai 35 de lei. Sau spui că te duci la un cinematograf, dar de fapt urmărești, da, urmărești și alte lucruri exact. În același timp, ca tot să nu dai bani pe benzină, ca să te duci la cinema. Să-mi spună mie, romașcanic, să dea 30 de lei la bilet la cinematograf, aici așa, în inima târgului. Dar să fim serioși. Da, înainte de a încheia, vreau să reamintesc situația de la Cotul Vameș Horia, pe care am atins-o misiunea trecută acum și cu Alexandra. Nu cred că joi. Știi că acolo au asfalt nou, au trotuare noi și sunt niște unii care parchează mașinile pe trotuare. Adică le lene să deschidă porțile, să-și bage mașinile. Deci la România la fel. Aceeași chestiune. Vreau să spun că dacă polițiștii tot vor salarii mai mari și pensii, și salarii vor mai mari. Clar, că ne mulțumim și de treaba asta, dar vor să se pensioneze mai repede, nu la 60 de ani, să-și mai facă și treaba. În situații de genul ăsta, trebuie să acționeze poliția. În cazul Cotul Vameș și ăla de la postul de poliție, domnii aia polițiști de la postul de poliție, care dacă n-au văzut postările oamenilor, pentru că oamenii s-au încleștat acolo niște comentarii. Unul zice, pu, mașina unde vreau eu, bă, că nu eu fac, nu știu, nu pe unde vrei tu, mă, pentru că un copil poate să o ia prin spate, să lovească cu altă, un alt tănău. Dar nu știu cum de se întâmplă chestii de genul ăsta. Cineva care are un cărucior cu un copil în el, da, pe unde trece? Peste mașină nu poate, pe sub nici atât. Și dacă trece pe stradă și vine careva și îl ia pe sus cu tot cu copil. Zice, de ce n-ai fost atent? Da, la ce să fiu atent? Deci trebuie să te asiguri. Sunt o grămadă și în Roman care fac asta, pe străzile astea mai lăturalnice ale orașului. Să facem un apel. Către. Există în Roman, zone de case, de oameni cu bani. Care tot așa își lasă mașinile fix pe trotuar. Toată strada respectivă. Deși au spațiu în curte, deși au garaje, și dacă nu e problema, mea, n-ai decât să o pui lateral. Da, cu siguranță au. Asta este prima chestie. Cu siguranță au. Accesul pe trotuar. Sunt situații în care merg cu copilul cu căruciorul și mă trezesc că pe un trotuar e mașina pusă, om în mașină care așteaptă să se întoarcă șoferul de la cumpărături, de la chioșc, de la nu știu ce, și eu stau ca tâmpitul așa și mă uit cu căruciorul la ăla în mașină. Și ăla se uită la mine și zice, dar ce te uiți? Am pățit asta. Ce zic, dar ce te uiți? Și am zis, aștept să nu mai fie prost șoferul tău. Că își lasă mașina aici. Și n-avea ce să spună, că ăla nu conducea. Stătea așa liniștit și aștepta să vină prostul să-și mute mașina. Ca să nu mă duc eu pe stradă prin sensul giratoriu, aproape. Înțelegi? Eu le-aș spune mai degrabă nesimțiți. Oameni care nu dau doi bani. Normal că e vorba de nesimțire. Că proști nu sunt. Da, așa e. E vorba de nesimțire. Și sunt o grămadă de situații din astea absolut ciudate. Am văzut inclusiv taximetrist care tot așa s-a urcat pe trotuar cu mașina. Ei sunt taximetriști, sunt în cursă. Păi asta mi-a și au spus. Trei curse, da. Nu că e în cursă, ci că așteaptă clientul. Așteaptă clientul, deci, da. Trotuarul fiind aici așa, el s-a urcat perpendicular pe trotuar până în poarta blocului. Înțelegi? Aici era poarta blocului. Așteaptă clientul. Ca să nu... Și eu la fel așteptam și zice, dar treci prin spatele meu. Eu zic, prin spatele tău e strada. Atunci așteaptă. Păi să le spunem celor care vor să, pensioneze la 45 de ani să mai facă și treaba, să mai lege și pe teren, păi și da, să intervină în astfel de situații. Nu e mai ușor să te duci o oră pe zi să faci planul de amenzi în zonele în care știi că de obicei sunt probleme și să te lauzi cu un comunicat de presă că ai retras și 16 permise. Și puțin să-ți pese că nu vei avea o amendă plătită dacă tu te duci și arunci cu amenzile prin zona nu știu care unde nu lucrează nimeni și n-am lucrat niciodată. Tot legat de polițiști, eu mi-aduc aminte o reacție relativ recentă, în situația unui adolescent care a fost găsit mort înnecat la Roman și care fusese dat dispărut înainte.
și despre care rude cunoștințe au avut informații pe care au transmis poliției, că vezi că s-a înhăitat cu niște oameni care nu-s tocmai ok, că îl puteți găsi în zona cu tare, că au circulat o grămadă de vorbe. Și n-a mișcat nimeni nimic. Ba mai mult de atât, au fost voci în interiorul inspectoratului de poliție nemțean care discutau despre acel copil la modul că că era poabărea oricum. Și aia trebuia să le duce. Îți dai seama cât creierau? Oameni care au copii. Oameni care au copii și care sunt polițiști, Daniel. Ăștia vor pensionare, da? La 45. Pare rău. Da, eu le-aș dori să pensioneze la 60 și ceva de ani. Poate cei care lucrează, dar vorba lui Alex are dreptate aici. Dacă într-adevăr nu mai poți în stradă, te duci cumva la birou și înveți pe alții. Corect, cum da. Să-și facă treaba. E nevoie de alți polițiști. Deci chiar e nevoie. Poți să lucrez mai multișor, pentru că mie mi se pare o inechitate cumplită care mă deranjează foarte tare, dar la toate categoriile sociale. Eu ți-am spus și înainte de a intra în emisiune. Din punctul meu de vedere, jumătate din poliție aș desfința o fără doar și poate. Aș reînființa alea sfaturile de bătrâni în sate și comune, serios, să aducem pe hoți la judecată acolo, ca să nu mai să nu mai obosim și să încărcăm nici pe poliții, nici pe procurori, nici pe judecători. Acum iar la pază, să ai dreptate cu oricum, doi polițiști la o secție de poliție rurală nu poate să acopere o comună, adică serios. Iar la pază, să știi că atunci mă aminte de cetrele alea de flăcăi care patrulau noaptea prin zonele rurale, prin zonele, adică am găsit soluții și cu ocazia asta, te duci la o sală și îți alegi niște flăcăi pe cinste. Alex, să tot ceri drepturi, dar obligații mai puține, pentru că, de exemplu, nu avem prevăzută sau nu avem legislația noastră, nu prevede, și am mai spus treaba asta duminică și o să spun până mor că nu se întâmplă nimic, ca un polițist care ia-și pagă să nu mai aibă dreptul la pensie. Nu, în România, polițistul care ia-și pagă și în pușcărie că a luat șpagă, ia și pensie, de pe caz de boală sau pe caz de dracu. Pensie pe caz de șpagă. Pe caz de șpagă, da? Asta este România, dar ai auzit pe cineva să cârie, să facă scandal? Zic că, domne, noi nu mai vrem să luăm pensie dacă ne prindă ăștia că am luat șpagă, că am comis infracțiuni în legătură cu serviciu. Nu, dar soluții să știi că ar fi și cred că am face economie la buget, iar oamenii ăștia s-ar duce cumva în zona privată să vadă și cum este acolo, pentru că în țara asta văd că numai privații nu. Eu cred că nimeni nu vrea să facă economie la buget, că de aia hop și gaura în buget. Da, au zis, uite mă, o gaură, cum s-o fi făcut? Dar întrebarea este câți dintre ei știu ce e la buget? Cum se formează el și de unde eu vin banii. Eu legat treaba aia cu bugetul, unde s-au trezit ei că vor eu gaura, eu cred că de fapt nu era gaura atât de mare cât erau proștii de au făcut bugetul inițial. Nu, dar să știi că este o informație pe care o confirm în sensul că a fost o întâlnire la SE București, mai mulți profesori de economie, și profesori zis, universitari. Și au zis, e imposibil ca așa să arate bugetul. Exact, au analizat și au spus, n-au spus, știți că profesorii sunt oameni cu bun simț, n-au spus-o pe români, bă, sunteți niște proști, au spus, domne, au greșit bugetul ăsta. Deci au făcut o greșeală, nu au gândit, uite aici trebuia să pun așa, aici au pus o aiure, au gândit o proșie așa mai departe. Așa este, bugetul a fost făcut prost. Cineva a greșit, dar nu să-l vedem pedepsit. Mulțumesc, Alex, pentru prezență, trebuie să punem punct aici. Mulțumesc. Vă mulțumesc și noastră, stimați spectatori, că ați fost alături de noi. La revedere, numai bine!